Astăzi Mihăiță din Berceni a venit să ne vorbească în premieră mondială, că după cum s-a scris în mai toată presa mondenă din România, o firmă cunoscută de avioane, de turism, a reușit să dea cu demaraj avionul. Deci, are 2260 pe bord. Da. A dat avionul cu spatele pentru că Mihăiță... Mihăiță, ce uitase Mihăiță, da, dat avionul? Am uitat geamantelul și pașaportul. La aeroport. Da. Deci este un fenomen... Am fost atent, da. Este un fenomen pentru prima dată în istoria aviației române. Un avion a mers cu spatele. Deci a dat exact, cu... Exact, a mers cu spatele cu demaraj. Să se întoarcă înapoi acolo, da. Și ai mai găsit? La caserie să găsească geamantelul și pașaportul. Nu mai le-ai găsit. Nu le-am mai găsit. Nu mai le-ai găsit. Asta vreau să te întreb eu pe tine. Ce era în geamantan? Ce ai pierdut tu? În geamantan am avut două cămăși piercardin, o pereche de blugi distoart, nu mai știu așa, da? Am avut o sticlă de vin, fata iarbă, tevelita și o cola. Am avut în geamantan. Deci nu a fost nimic de valoare, n-ai pierdut nimic. N-a fost nimic de valoare, nu. Pașaportul ai reușit să-l refaci, l-ai recuperat? Nu, nu, o să-mi bag altul pașaport. Am înțeles. Pe și la vot cu ce ai fost? Sau n-ai la votat? Vot, nu m-am dus acum, că am făcut buletin de Craiova, care m-a ajutat și șefa mea, Mari. Șefa mea a fost Mari și șefa mea este Pectu. Pectu, da. Și ai buletin de Craiova și n-ai da, putut mi-am vota... Da, buletin de Craiova, da, că iubesc toți Craiova și iubesc toată țara și toată România. N-ai putut vota în București. N-am putut să votez și vreau să-l votez pe Șaușescu, că el a fost viața mea. Și el a fost emblema României. Ok, poate la turul 2 o să da, mergi... Să votez și eu acum, da.